Bună dimineața, dragi prieteni, bun găsit la ultima ediție înainte de, era să zic, pe anul acesta. Este ultima ediție din săptămâna în curs și dinaintea unei sărbători așteptată cu drag de foarte mulți dintre noi, sărbătoarea Paștelui. Bună dimineața, Costin. Bună dimineața. De ce râde colegul din spatele camerei? N-am făcut nicio glumă până acum. Nu, și-a cumpărat o conservă cu ciuperci de peste drum și... Da? Da. Am înțeles. A fost aseară un eveniment foarte interesant la Târgoviște. Am văzut că colegii din presă l-au mediatizat pe larg. Este vorba despre Calea Luminii, un eveniment inițiat de artistul târgoviștean Mihai Șerbănescu, de altfel prieten al emisiunii noastre, și care, iată, a devenit o tradiție și am ajuns deja anul acesta la cea de-a 17-a ediție. Wow, cum a trecut timpul! S-a bucurat și aseară de un mare succes, au fost prezenți târgovișteni, număr destul de mare, totodată oficialitățile locale și județene, reprezentanții ai Arhiepiscopiei Târgoviștei și așa mai departe, o manifestare care s-a încheiat, așa cum bine menționam și în urmă cu câteva zile, cu fundalul sonor asigurat de regretatul Lorin Stănescu, Nu-i lumină nicări. Azi, la o discuție mică la cafea, o vom avea invitată pe prietena noastră, Cristina Ilie, dar va veni ceva mai încolo. Mai încolo? Nu, mai încoace. Ah, mai încoace, am înțeles. Ce s-a întâmplat cu iepurașul nostru? Cred că umblă de ghizat acum. Să nu-l recunoască lumea? Da. Îți dai seama că nu poate nimeni acum să vadă. Imaginile spectaculoase surprinse aseară de colegii noștri vor fi difuzate astăzi la știrile Columna TV. Cu siguranță cei care ați fost doriți să revedeți acele lumini, cei care nu ați reușit să fiți prezenți, aveți, iată, ocazia să înțelegeți cam ce s-a întâmplat la această manifestare. De câte ori aud melodia asta, cad așa într-o stare... Da, este transmite destul de mult și este foarte tristă, extrem de tristă. Adică probabil de piatră să fii, să nu reacționezi la o asemenea muzică, însă este o interpretare de excepție și piesa e una foarte frumoasă. În tristețea e acolo. Da. Astăzi o să plouă puțin la Târgoviște. Păi, na, este și normal, e vinerea mare. Da, vezi, până și norii plâng și cerul plânge. Aseară au fost deniile în majoritatea, în bisericile ortodoxe. Am făcut o scurtă vizită la Biserica Sfântul Gheorghe și sunt impresionată de monumentul acesta, unul dintre cele mai vechi din Târgoviște, de altfel. Da, este ctitoria lui Neagoe Basarab din București. Nu, din Răcași. Da, mai este una în București, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu. Și biserica noastră Sfântul Gheorghe, avem o veste bună în sensul în care preotul de acolo ne-a spus că se fac lucrări. Știm că sunt acele schele pe care le vedem de niște ani buni. Poate reușim anul acesta să scăpăm de ele, cine știe. Deci se lucrează. În această perioadă, aceste slujbe și întâlniri la biserică, denile sunt organizate în toate lăcașurile de cult. Totodată chiar și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Basarab I Dâmbovița, ne-a precizat că echipaje de pompieri vor fi prezenți pe la manifestări, vor fi prezente pe la manifestări pentru a asigura una desfășurare a evenimentelor. Mâine seară va fi sărbătoarea Învierii și cu siguranță nu se mai întâmpla nimic rău. Din păcate, am avut o săptămână plină de evenimente tragice, chiar nu s-a mai întâmplat de mult să avem atâtea știri cu tot felul de tragedii. Să sperăm că lucrurile se vor mai liniști și vom auzi numai de bine de aici înainte. Știi vorba aia, tragedie, mitică tragedie, tragedie mai în spate.
Da, și cu, după cum ți-am spus și ieri, astăzi revin și spun că duminică vom avea 21 de grade. Da, este foarte bine. Probabil că mulți îți vor dori să iasă la o plimbare scurtă, mai ales că este nu doar sărbătoarea Paștelui, sărbătorim și 1 mai muncitoresc. Acum da, Mitică, mai puțin muncitoresc. Mitică mi-a povestit de dimineață că el vrea să se tăvălească prin iarbă, să se umple de căpușe, să asta are o dorință de asta. Să facă grătar, să... Ia, să vedem ce mai avem aici. Eu zic să nu, să nu facă asta, că dacă o să ajungă la spital cu o căpușă... Păi nu, pe lângă asta, că o să facem și noi o știre luni, marți, problema va fi că vor utiliza dezinfectant din acela care nu dezinfectează. Adică... Așa că mai bine tratează-te tu acasă și nu te mai duce pe la căpușă. Aqua chiara. Da. Dar știi că au... A consumat cineva și a văzut că într-adevăr i-a e bună de băut? Da. A, era o glumă. Da. Cum e aia? Ce ați băut? Asta e niște dezinfectant. Da. Eu sper că se va clarifica și situația aceasta. Am văzut că Ministerul Sănătății ne-a tot bombardat ieri cu comunicate de presă. Asta pentru că a reacționat urmarea acelui material pe care bănuiesc că îl știm cu toții. O anchetă a unor jurnaliști din media națională care a scos la iveală faptul că în spitalele din România, din 40 de județe, nu știu dacă și Dâmbovița se încadrează în cele 40, se folosesc de altfel dezinfectanți care nu au concentrația necesară de substanțe antiseptice, în sensul în care erau cumva diluați încă din fabrică, deci nici măcar nu corespundea ceea ce apărea pe etichetă cu ceea ce era în flacon. Și urmarea acestei anchete s-a declanșat un tsunami la nivel național, dar iată că acesta nu se lasă cu demisia Ministrului Sănătății, la fel cum, spre exemplu, ne-am preocupat de balet și a trebuit să și dea demisia Ministrul Culturii, unul dintre cei mai buni, Vlad Alexandrescu, cel mai bun, de fapt. Dacă n-a făcut o piruetă executată. Da, adică de ce că i-a supărat pe cei de la Opera Română, am înțeles, dar asta cu sănătatea nu ne preocupă, nu? Ce păi nu ne povestesc. Preocupă, da. Ceva ha. Obișnuit pentru noi români. Da. Uite, primesc aici o veste din Franța. Știi că ți-am povestit că tot au fost manifestări de stradă împotriva noului proiect al muncii. S-a schimbat legea și nu știu ce. Iar ieri 50.000 de persoane au ieșit în stradă și au protestat față de acest proiect și au fost violențe între manifestanți și forțele de ordine. Cui pasă? Molurile vor fi deschise și de Paște. Adică și pe 1 mai și pe 2 mai, dacă aveți de petrecut timp prin... Molurile din Paris? Molurile. Nu, de la noi de aici. Adică București, Ploiești, că noi nu... Sibiu, Timișoara. Da, păi da. Ai timp să călătorești. Sunt câteva zile de vacanță pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru copii mai avem încă o săptămână de vacanță după perioada Paștelui și de lunea cealaltă ar trebui să reînceapă cursurile. Cursurile? Cursurile. Ah, cursurile. Uite, am o veste pentru colegul nostru, știu că e fermier și se preocupă. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ne transmite că termenul de minimum 10 ani pentru contractele de arendă a terenurilor agricole a fost eliminat. Cu ce ai voie? 5 ani. 5 ani ai? La anul mergi la școală. Mitică. Ia, ce mai avem noi aici? Ungaria respinge cotele obligatorii de imigranți stabilite de Uniunea Europeană. Numai noi, noi stăm și acceptăm și stăm și acceptăm și acceptăm și stăm.
Mi se pare singura țară din Europa care a spus verde în față ce a avut de spus. Ceilalți au tot aburit așa din stânga în dreapta și din dreapta în stânga. Ia să vedem ce mai avem aici. Spitale fără avize de la ISU. Ah? Auzi, Iulia, zeci de spitale din România funcționează la ora actuală fără avize din partea inspectoratului pentru situații de urgență. Pentru că au schimbat legislația și momentul de față nu se mai încadrează, că s-au gândit ei să fie mai catolici decât papa și să mai facă niște ieșiri de urgență pe și eventual și de la etaj să poată să-ți sară unul pe geam mai repede. Nu știu. Din cauza asta, că altfel nu-mi explic. Da, e o problemă cu asta. Că... Uite, și la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi a fost nevoie de niște lucrări suplimentare pentru că ISU a considerat că nu se încadrează. Eu înțeleg că după ce s-a întâmplat la colectiv, da, este cazul să ne luăm anumite măsuri de siguranță, dar cred că așa totul e mult exagerat. Știi că se exagerează foarte mult și trebuie să... aplici, nu știu, să interpretezi legea ca să o aplici într-un anumit loc. Știi că România e singura țară din lume unde dacă, spre exemplu, nu ai un picior, da? N-ai un picior. Ai o pensie din aia de handicap. Trebuie să te prezinți la comisie să fii scanat odată la 6 luni. Păi da, e singura țară din lume unde ai impresia că îți cresc picioarele, frate. Deci că sunt salamandre. Păi, cred că au așa o mare încredere în cercetătorii români, încât, mai ceva ca cei britanici, îți imaginezi, încât au luat în calcul posibilitatea ca într-o zi să rezolve problema aceasta. Și dacă totuși îi crește piciorul, meargă la muncă, nu? E normal? Hai că zici că poți să te mai deplasezi. Dacă e o persoană care, Doamne ferește, nu poate să se miște din pat, trebuie să se ducă din 6 în 6 luni să vadă dacă și-a revenit. Păi ce s-a transformat în RoboCop? Ce e? Cyborg? Ce... Vezi, sunt o grămadă de lege în apoda la noi. Dar tu ce bei acolo? Este din cana lui Sebi un ceai. Ceam? N-am nimic. Ceai, uite, scrie pe ea Sebi. El a fost ziua lui și mâine va fi ziua unui alt coleg al nostru pe care îl iubim la fel de mult și căruia îi adresăm de acum un călduros la mulți ani, cu regretul că mâine nu vom putea sărbători împreună cu el, dat fiindcă nu ne vedem la muncă. Olae Stoica. Este ziua lui astăzi. Scrie pe Facebook. Astăzi. Nu e azi, e mâine. Astăzi. Mâine. Astăzi. Este lui. Astăzi? Păi va trebui să... Da, bine. Păi la mulți ani să ai parte de tot ceea ce îți dorești și cât mai multe realizări pe toate planurile, mai ales aici alături pe de planul noi. De adică porumb, numai filmări 100% reușite. 100% naturale. Nu se poate altfel. Da, natural 100%. Uite, hai să citesc obiceiuri și tradiții din Vinerea Mare. Ce nu ai voie să faci astăzi? Mitică, nu stați sprijinit. Eu cred că deja am făcut, de exemplu, am dus gunoiul. Ia să vedem. În această zi se face pomenire de Sfintele Mântuitoarele și Înfricoșătoarele Patime ale Mântuitorului. Este ultima vineri din postul Paștelor și, potrivit tradiției, este zi de post negru, adică nu se bea decât apă toată ziua. E ceai la tine. Apă. Se încadrează, da. S-a transformat în apă. E dezinfectant? Da. Deci nu se bea decât apă. Conform tradiției, în Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici, și nu este bine să fie folosit oțetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele Mântuitorului a fost date cu oțet. Vinerea Mare este o zi aliturgică, adică nu se săvârșește niciuna dintre cele 3 sfinte liturghii. Ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitav din altar și așezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii. Știi că e obiceiul când copiii se duc să treacă pe sub masa aceea. Din străbun se știe că prin scoaterea Sfântului Epitaf retrăim... Ce, mă scuz, nu? Retrăim coborârea de pe crucea lui Hristos și pregătirea trupului său pentru mormântare. Din strămoși se spune că cei ce trec de 3 ori pe sub Sfântul Aer nu-i doare capul, mijlocul și șalele. Hai, deci vezi, nu doar copiii în trec cursul pe sub anului, dacă vrei să nu te mai doară
Șalele, trebuie să treci și tu. Șaleleu. Iar dacă șterg ochii cu marginea epitafului, nu vor suferi de dureri de ochi. În această zi de vineri, seara, se cântă prohodul și se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului. După procesiunea din jurul bisericii, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne până la înălțare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt, potrivit unui site creștin ortodox. La terminarea slujbei, în seara din Vinerea Mare, femeile obișnuiesc să meargă la morminte, unde aprind lumânări și jelesc morți. Noapte. Imaginează-ți dacă treci prin fața cimitirului. Noapte și au văzut numai jalete și să nu știi ce se întâmplă acolo. Dacă treci un străin, n-ar mai veni în viața lui în România. La sfârșitul slujbei, preotul împarte uneori florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. În trecut, lumea pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum ca să afle și morții devenirea zilelor mari. Aceștia obișnuiau să ocolească de trei ori casa și atunci când intrau, se închinau, făceau câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru pereți sau doar la grinda de la intrare și păstrau lumânarea pentru vremuri negre. Adică atunci când te îmbraci în negru, nu? Ce s-a întâmplat? Nu știu pe nimeni îmbrăcat în negru. Nici eu. Tu ești la... Uite, Mitică. Da, așa e. Din strămoși... uite, chiar așa... Plouă astăzi, nu? Din strămoși, se crede că dacă plouă în Vinerea Mare, anul va fi mănos, iar dacă nu, nu va fi roditor. Și o să avem de toate. Da, să știi că de foarte multe ori s-a întâmplat să plouă în Vinerea Mare. Eu așa mi-amintesc. Eu nu mi-amintesc. În ultimii ani chiar nu a fost soare. Nu, n-a fost. Ba da. Îți spun eu sigur că trebuia să... eu vă spun ce s-a întâmplat la mine. Probabil aici a plouat. Da, a plouat. Unii obișnui... Acum un an nu, dar acum 2 ani sigur a plouat. Și era și mai frig. Nu, mai amintesc. Eram și eu mai mic. Unii obișnuiesc să afume casa cu tămâie în Vinerea Mare, înconjurând-o de 3 ori. În zorii acestei zile, pentru ca gângănile și dihanile să adică nu se apropie dihorul de și altele. Dihorul nu este o dihanie? Nu. Ba da, e foarte drăguț. Nu este, că mănâncă... Ce mănâncă? Pui, găini, nu știu. Dar e frumos. Nu este. Nevăstuica, în schimb. E drept așa, n-are dar nici... Dar nevăstuica, ai văzut? Da, am văzut. E foarte frumoasă. Fără nicio glumă. Fără să vreau de toate animalele, pentru că erau expuse. Ai văzut la și dragoni? Muzeul Județean Argeș. Ai doar văzut? Din cele care cresc pe la noi... Da, ai văzut dragoni? De toate aveau. Oricum, o căprioară am văzut la o pensiune unde aveau o căprioară domestică. Ce căprioară? Adică domestică? O domesticiseră. Păi cum să faci casă? Așa ceva? Ea era fericită, avea un țarc mare unde era alerga. Era fericită, stătea pe internet, mai dădea un check-in, da. Cu tovară și la munte. În Vinerea Mare, fermierul le ascultă. Ce ploua? Da. S-a oprit ploaia brusc. Era bună ploaia, începuse să mă iasă. În Vinerea Mare trebuie să se evite lucrările agricole, în special mersul pe câmp, semănatul sau alte activități asemănătoare. Așa, hai să stai până se întunecă. Păi se evită, că oricum nu... În această zi nu se sacrifică păsări sau animale, așa că dacă doriți să sacrificați un animal sau vreo pasăre pentru a avea produse din carne de paște, este bine să faceți acest lucru din timp sau să nu faceți deloc. Puteți să mâncați și salată sau ridichii sau... În Vinerea Mare este interzis spălatul. De asemenea, în această zi nu se coase și nu se face curățenie. În această zi nu se merge la frizer. Vreți să te tunzi? Nu se merge la frizer? Nu. Erau saloanele hiperaglomerate. Păi, nu mai găsești să-ți faci programare încă de miercuri. Să vezi ce înseamnă, cum poți să ocolești legea. În această zi nu se merge la frizer, dar frizerul poate să vină la tine. Nu scrie așa ceva. Dar eu nu înțeleg care e asta, de unde exista meseria de frizer în Vechiul Testament? Știu că este o poveste cu primul care și-a tuns... Măi, trebuie să fie existat, că și dacii purtau plete, dar le pretezau, nu? Și aveau bărbile îngrijite.
Cei mai superstițioși evită să se tundă în Vinerea Mare, deoarece se spune că le va muri cineva din familie. Cu toate acestea, există anumite zone, cum e cazul Moldovei, unde oamenii cred că vor fi feriți de anumite afecțiuni și boli dacă merg la frizer. Păi este cumva igienic să... Da. Și probabil din cauza asta, nu? Vreau să mă fac și eu o frizură, așa. Da, cam atât cu obiceiuri. Deja? Trebuie să luăm o scurtă pauză, Iulia. Pare așa de rău. Și mie. Avem voie să bem apă oricâtă, nu? Mai vreau un rând. Pauză și revenim. Da. E timpul să ne gândim la concediu. Vrem relaxare, nisip fin, hoteluri de lux, specialități delicioase, distracție și, bineînțeles, mare. B24 Travel îți propune o destinație care, cu siguranță, îți va satisface toate cererile pentru ca vacanța ta să fie așa cum ai visat. Alege un sejur în Antalya la prețul de 580 de euro la hotel Rixos Downtown de 5 stele și beneficiezi de 7 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv, transport avion, taxă de aeroport și transfer aeroport-hotel. Oferind vedere la mare și la munții Taurus, acest hotel de 5 stele este situat în mijlocul grădinilor cu vegetație exotică din parcul cultural Atatürk. Proprietatea pune la dispoziție 4 localuri de luat masa, o piscină în stil lagună și serviciu gratuit de transfer la plajă. Antalya, centrul coastei turcești a Mării Mediterane, este pentru cel care o vede prima dată o minunată surpriză. În timp ce călătorul deja îndrăgostit regăsește aici plaje liniștitoare, bulevarde umbrite de palmieri și peisaje bogate care îți taie respirația. Antalya este cel mai frumos oraș al Turciei, îndeajuns de incitant pentru a te face să-ți dorești să revii. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos.
sănătos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552, Office Container, producător din anul 2004. Am revenit. Mi-am revenit. Stai că nu eram cu fața. Da, știu, nu trebuie să fim chiar atât de triști astăzi, că noi suntem cu treaba noastră, vorba aceea, the show must go on. Îi salut pe toți copilașii care ne urmăresc în această dimineață, dat fiind faptul că ei se află în vacanță. De-aia am și floarea asta, pentru voi toți. Și știu, e de la tine, Ingrid, mulțumesc, e foarte frumoasă, uite, mai am și acum. Și am găsit una dintre cele mai sugestive imagini, abia aștept să vină colegul din spatele camerei să o arăt tuturor. Ia, arătă-mi și mie. Care chiar are legătură cu starea de astăzi. Dar cu siguranță că când va sosi invitata noastră, lucrurile se vor schimba. Cam așa este. Avem, nu e nevoie chiar, uite, ce să avem? Așa. Avem pregătit și astăzi, mai ales că deja ne-am apropiat de sfârșitul perioadei de post și îți imaginezi după o spățu de duminică, foarte mulți vor avea nevoie să mai facă puțină mișcare pentru a scăpa de acele kilograme acumulate în plus sau chiar dacă nu vor să scape de niște kilograme, pur și simplu pentru a se menține în formă și pentru o sănătate, pentru a fi sănătoși, pentru am o sănătate. Obosit. Deja? Da. Da, eu ți-am zis de la... De la ceai. Este un cocktail de nu-ți dai seama. Bun, haideți să vedem ce ne-au pregătit și astăzi colegii de la... Prietenii de la MyGym. Și rămâne e, să revenim. Da? Da. Păi să-mi pun ochelari? Să-i zic Raluca să-mi aducă ochelarii, că uite. Mă uit acolo. Nu, uite acolo mă uit. Acolo, gata. Hai, materialul. Bună dimineața, eu alături de Diana și Bianca o să facem pentru astăzi un program de exerciții pentru membrele inferioare. O să începem cu un exercițiu de genoflexiuni cu greutate. Depărtăm picioarele, orientăm vârfurile oblic, flexăm ușor genunchii, 10 repetări, ne pregătim, 3, 2, 1, flexăm ușor și sus. Flexăm, sus. Foarte bine. 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm, respirăm. Scuturăm picioarele pentru eficiență maximă, după cum bine știți, o să lucrăm în 3 serii, un număr de 15, chiar 20 de repetări. Următorul exercițiu, o să facem niște genuflexiuni pe stânga cu revenire în dreapta. 3, 2, 1, pe stânga, jos și venim. Jos și venim. Foarte bine. Încă 8 duble. 7. Foarte bine. 6. 5. Bine. Încă 4. Respirăm. Inspir, expir. 3. 2. Și ultima. Perfect. Scuturăm, respirăm. Următorul exercițiu este un exercițiu de fandări înspre înainte și ridicare de braț. Ne pregătim, fandăm piciorul stâng înspre înainte, lăsăm brațul ușor jos, după care revenim în poziția inițială și întindem brațul. Ne pregătim, 3, 2, 1, plecăm. 1, revenim, sus. 2, sus. 3, sus. 4, sus. Încă 8, 1, sus. 2, sus, 3, sus, 4, sus, 5, sus, 6,
Su. Și ultimele două repetări, după care schimbăm partea. Sus. Scuturăm. Ușor. Schimbăm gantera în mâna cealaltă. Și pornim cu celălalt picior. Ne pregătim. 3, 2, 1. Îi dăm drum. 1. Revenim. Sus. 2. Sus. 3. Sus. 4. Sus. Și încă 8. 1. Sus. 2. Sus. 3. Sus. 4. Sus. 5. Sus. 6. Sus. 7. Sus. 8. Sus. Guturăm. Respirăm. Cel de-al patru exercițiu și ultimul. O să flexăm genunchii, menținem o contracție izometrică pe membrele inferioare. Flexăm genunchii și răsucim ușor, da? Ne pregătim. 3, 2, 1, ha! Și mult, mult. Ha, și răsucim. Ha, 10, 9, 8, 7, flexăm mai mult, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scuturăm, respirăm. Cu aceasta, programul nostru pentru ziua de astăzi s-a încheiat. Vă dorim o zi frumoasă. Mulțumim și noi pentru materialul realizat și pentru sfaturile, exercițiile arătate mai devreme. Sigur că... Scuturăm, respirăm. Ce? De săptămâna viitoare cu toții la sală, gata, până acum a mai fost cum a mai fost. Chiar am văzut zilele trecute un reportaj la o mare televiziune națională despre cum, deși au ținut post, s-au îngrășat. Niște cetățeni care au ținut post. Și mă gândeam, ia uite cum este postul perceput ca o dietă. Deci nu, dacă mănânci soia, te îngrași. Se umflă soia în tine. Dar nu despre asta e vorba. Dacă mai bei și ceai. E vorba, am mai discutat noi ce înseamnă postul. Postul ăsta cu abținutul de la mâncare nu mi se pare. Ei, nu mi se pare. Trebuie să te abții de la orice, până și de la respirat. Când ții post negru, ții respirația o zi întreagă. Deci să știi că este chiar o perioadă în care practic se detoxifiază organul. Da, să știi că ajută. Care poză? A, da, păi spuneam mai devreme, iată, aceasta este imaginea sugestivă pentru ziua de astăzi, Vinerea Mare, nori la Târgoviște, cu gândul la sărbătorile care se apropie, la cozonacii din cuptor, la ouăle roșii de pe tavă, știi că ieri trebuiau vopsite ouăle. Da, dacă nu le-ai vopsit ieri, acolo, gata. Dar ce scrie acolo, că n-am înțeles? Ce se vopsesc? Ouăle. Joia. Nu înțeleg de ce râdeți. Joia se vopsesc ouăle, nu în altă zi. Pe normal, am pentru că vinerea nu se muncește. Este Facebook-ul plin acum de tot felul de idei, ce modele să mai punem pe ele, cum să le înfrumusețăm, să fie mai arătoase, Pink. Mai afectoase, mai... Și uite, n-avem și noi după sărbătorii, poate nu le spargem pe toate și o să avem pe masă, da. Dincolo de asta, trebuie să vă spun, dragi nu prieteni, că în perioada aceasta puteți să urmăriți programele Columna TV. V-am pregătit o serie de surprize dedicate sărbătorilor care se apropie. Totodată, astăzi, mâine, până la ieșirea din post, vom putea vedea câteva dintre evenimentele de excepție care au avut loc în Târgoviște. Ți-ai pus vin? Din Podgorile lui Mitică. Deja se... Din Podgorile lui Mitică. Hm? Da. Nu avem voie să consumăm băuturi alcoolice. Dar ceai. A, este ceai este negru. Este ceai, da. Are un gust. Da, eu le spunem celor de acasă că vor putea revedea în seara aceasta și mâine pe parcursul zilei până la ieșirea din post manifestările organizate în Târgoviște în Vinerea Florilor și în Duminica Florilor, organizate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița. Două spectacole extraordinare, nu cu muzică potrivită perioadei în care ne aflăm. Și se vor putea bucura, în afară de acestea, de un program special pregătit de sărbători.
Banca de Talente are câteva ediții speciale la care s-a tot lucrat săptămâna aceasta și abia așteptăm să le vedem. Duminică dimineața, între orele 10 și 12, luni și marți, vom avea ediții speciale Banca de Talente. Probabil între că vom putea... Între 10 și 12? Luni și marți? Și luni și marți. Păi, dar eu vreau să vin la emisiune. Păi, noi începem de miercuri pentru că am vrut noi să ne luăm o vacanță mai prelungită și pentru că niciodată conducerea televiziunii nu ne ceartă pentru nimic, aici facem ce vrem noi, așa ne-am propus să ne luăm vacanță până miercuri. Să spun ce beau aici. Ce bei? Am aflat acum. Un telespectator mi-a trimis un mesaj. Da, să spun ce beau eu aici. Mi-a trimis un telespectator un mesaj. Știi cum se numește asta? Te-a trimis băutura prin mesaj? Nu, mi-a spus denumirea. O zene. O zeamă neagră. Da. Foarte bine. Păi și eu aici o să văd cum este licoarea mea. La mine eu am este... OZN-ul, la tine este extraterestru. Nu este niciun extraterestru. Nici nu există extraterestru. Cum adică să dai impresia că noi suntem buricul universului? Nu există. Ai văzut vreunul? Da, am unul acasă. L-am domesticit. Da, deci tu vezi... Nu ți-aduce aminte anul trecut când ți-am zis Costin, de OZN-ul? Auzi și voci? Nu, voci nu. Dar în schimb văd extraterestri. Băi, deci eu... El ce-a băut? Am vrut să zic că... Tot de la OZN, nu? Nu, dar da. Nu ți-amintești anul trecut când am văzut OZN-ul? Ne cinstim de OZN. Ce? Când am văzut OZN-ul anul trecut, nu ți-aduce aminte? Ba da, mi-aduc aminte și te-am întrebat dacă e și bine că eu... Și n-am fost singurul. Da, și oricum... Ai realizat că au mai fost și alții. I-am povestit ceea ce ați relatat voi domnului Valentin Grigore, care este președintele Societății Astronomice Române de Meteori și cumva în legătură cu NASA foarte des. I-am povestit ce ne-a spus și dumnealui a zis că nu. Dacă a spus că nu... Eu n-am încredere în ce spun cei de la NASA. Nu vorbim de NASA, vorbim de domnul Valentin Grigore, care nu minte niciodată. Dar domnul Valentin Grigore studiază galaxiile, stelele. Păi da, și a zis că s-a uitat pe cer și n-a văzut nimic. Numai tu ai văzut. Dar n-am fost singurul. Domnul Valentin nu a descoperit. Eu zic că mai multe puteți să urmăriți în emisiunea pe care o pregătește chiar și pentru ziua de mâine. Da. Noi și cerul. Ori să fii tânăr, pentru că la Columna TV sunt două emisiuni realizate de domnia sa în fiecare sâmbătă de la ora 15. Am zis bine? Foarte bine. Da, mulțumesc. Și este urmată de Aventura TV. Da, două emisiuni de succes din grila postului nostru de televiziune și la cât mai multe, așa să ne urăm. O să ne urăm? Să ne urăm. A, urăm. Am zis să ne urăm. Oricum și emisiunea noastră are un succes neașteptat. De multe ori nu înțeleg chiar de ce. Uneori înțeleg, adică atunci când ai un invitat anume, sigur că toată lumea vrea să-l vadă și atunci înțeleg de ce oamenii ne tolerează și pe noi. Însă sunt acele momente în care mă întreb de ce s-ar fi uitat la emisiune și totuși se uită și vizualizezi. Perna în cap. Care perna? Am semnificat și perna mea de acasă. Ai văzut? Ce să văd? Sunt cei trei trandafiri. Sunt patru, nu mai ascunde pe al patrulea, că sunt deci patru. Deci nu e adevărat, ăsta e un bobocel, îl așteptăm să crească. Sunt cei trei trandafiri. Sunt patru, Iulia. Noi cred că de săptămâna viitoare, de fapt cred sigur, de săptămâna viitoare de vineri intrăm în campanie. Nu mai avem voie nici cu trandafirii aceștia în platou. Putem să mai ieșim din ea? Intrăm cu greu în ea. Să sperăm că vom ieși cu viață. Ai început să... Sunt viorelele Ralucăi. Credeam că sunt viorel. Sunt viorele. Da. Hai să spun câteva semnificații istorice, vrei? O să fie foarte greu. Pentru că regulile pe care ni le impune
domnia sa, Consiliul Național al Audiovizualului, sunt dintre cele mai greu de respectat. Mai ales că în Târgoviște tot ce se întâmplă, se întâmplă. Mă uit la tine, ce, dacă vreau să mă uit la tine. Tot ce se întâmplă, se întâmplă realizat de autorități. Nu se întâmplă nimic fără să nu facă primăria, Consiliul Județean sau o instituție din cele menționate sau biblioteca. Și peste tot avem candidați, oameni buni. Noi nu știu cum o să vă mai prezentăm faptele, evenimentele, în condițiile în care oamenii aceștia nu vor putea apărea. Pe de altă parte, nu știu dacă o să mai pot să mă îmbrac în roșu sau în galben sau în ce culori mai au. Noi avem și pernele astea, toate culorile verde, vor fi interpretate galben, iarăși. Vișiniu. Înțeleg că sunt tot felul de reguli. Nu mai e voie să spui un mesaj de Paște. Nu mai e voie să faci nimic. Bă, n-ai voie să vopsești olele roșii. Olelelelele. Nici galbene, nici verzi, nici mov, nici... Păi nu, nu. Trebuie încondeiate. Frumos. Trebuie să inventăm o culoare pe care n-a ales-o niciun partid. Ia uite. Cine-i spate? Mulți să întrăiască. Hai, vino lângă noi. Să întrăiască la mulți ani. Vezi că noi ne auzim pe post. Știu. La mulți ani, Nic. Mulțumesc. Mulțumim pentru surpriza pe care ne-ai făcut-o. Și acum era bine să mă ridic să fiu un pantalon scurt. Că nu, stați că nu. Cam așa. Hai să stau pe genunchiul moșului aici. Că nu se poate altfel. Câți ani împlinești? 29 pe 29. Wow, 29 de ani, Nic. Adică ești pătrat? Ești unul dintre bătrânii televiziunii. Și câți ani de activitate să fie în domeniu? 7. 7 ani, mulți înainte. 70. Și o petrecere de răsunet la care invităm toți telespectatorii, când da, va fi? Da, sâmbătă, seara? 4, 5 și 6. Ah, păi sigur că da, trebuie să ieșim din post. Mi se pare corect. Da, 4, 5, mulțumim. Se mai poate să mai vină și cine nu e să fugi. Mulțumim, la mulți ani. Cum fac acum să mă duc înapoi? Pun o punte. Facem așa. Eu nu mă pot orienta în spațiu, prin urmare, nici în cadre. Adică la mine stânga e dreapta, nu... E cealaltă stângă de fiecare dată, da. E cazul să nu mai răcnesc. Dar mă bucur că Nic a venit să ne servească cu câte o bombonică. Are și lichior. Nu are, dragi prieteni, pentru că și nici nu o putem consuma. Iată ce facem. O punem în buzunar, pentru că da, avem buzunare. Și o vom mânca după ce ieșim din post. Da, suntem în post, nu avem voie să mâncăm astăzi. Da. Avem ce avem? Avem informația aceea că mall-urile vor fi deschise în perioada sărbătorilor, așa că nu e cazul să vă faceți griji că nu veți avea, știu eu, unde să mergeți sau eventual unde mânca, dacă nu ați reușit să pregătiți nimic. Ieri, din discuția pe care am avut-o cu domnul director al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, domnul Sandu Tolea, am înțeles că în piețe, în târguri și oboare nu s-a întâmplat nimic deosebit. Dar cei soboare care și-au făcut cumpărăturile de acolo, direct de la producători, au făcut foarte bine, pentru că inspectorii sanitar-veterinari au supervizat tot ce s-a întâmplat în perioada aceasta, cum de altfel fac și în restul anului, nu? Bine, am înțeles că în obor a fost tot în regulă, dar în sobor... Nu vreau. Am semnificații istorice astăzi, dar în schimb mai am o informație interesantă și ar fi foarte tare dacă am participat și noi. Am început înscrierile pentru Festivalul Documentarului Românesc, București Docu Art Fest, ediția 5-a. Da, mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea. Și ce tematică au? Festivalul de anul acesta, Docu Art Fest, a dat startul înscrierilor de producții de film documentar românesc pentru cea de-a 5-a ediție a festivalului, care se va desfășura în perioada 27 septembrie-2 octombrie. Regizorii și producătorii își pot înscrie creațiile cinematografice până la data de 30 iunie, deci nu avem foarte mult timp, în cadrul uneia dintre cele trei secțiuni competiționale: studențească, principală și documentar de televiziune, segment introdus în ediția precedentă a festivalului. Foarte frumos, ne încadrăm perfect în cea de-a treia.
Producțiile înscrise intră în etapa de preselecție și urmează să fie analizate de o comisie cu ochi critic pentru film. De o comisie cu ochi? E bine. Ochi. Dacă este o comisie cu ochi, e bine că e important să ai ochi să vezi un documentar. Că dacă n-ai ochi, cum îl vezi? Așa și alte condiții, nouă tematică, anume cine, ce fel de film documentar, să știm să ne apucăm de treabă. Regulamentul, ia, stai că văd că am găsit regulamentul pe site-ul lor. Ia să vedem. Regulament și condiții de participare. Secțiuni, principală, deci, studențească. Deci eu chiar trebuie să rămân aici tot timpul? Așa, mulțumesc. Cum adică? Cum adică? Unde să rămâi? Aici eram în imagine, tu vorbeai și eu trebuia să... Deci sunt patru secțiuni. Așa. Principală, dedicată documentarului de lung și scurt metraj, studențească, documentare realizate de studenți ale școlilor de profil, secțiunea documentar de televiziune, filme documentare produse de televiziune sau necompetițională proiecții de film documentar în afara concursului. Condiții generale. Fii atent, ce fain scrie aici. Concursul este deschis tuturor și producătorilor și coproducătorilor de film documentar din România și din Republica Moldova. Uh-huh. Studio oricine. Cinematografice, dar de ce mă grăbești? Nu e problemă. Ia vino tu mai încoace. Vino mai încoace. Hai, vino încoace. Hai. Hai, că nu se dă. O, uite, îți dau floricica asta. Hai, de cuțu. Pe că ești din cadru. Dau floricica asta. Da. Nu au o tematică anume, deci poți să mergi cu orice film documentar? Da. Am înțeles. Și ce câștig? Am înțeles până acum, dar în afară de experiență, ce... Deci trebuie să completăm un formular pentru a înscrie documentarul în un concurs. Și este recomandat ca filmul să fie subtitrat în limba engleză. Asta nu e o problemă. Ia să vedem. Înscrierea filmelor este gratuită și filmele selectate nu mai pot fi retrase din concurs. Premiile oficiale. Marele premiu. Concurează filmele din toate secțiunile competiționale. Dar nu scrie. Avem premii pentru cea mai bună regie, pentru cea mai bună imagine, cel mai bun montaj. La secțiunea competițională principală. Și premiul pentru cel mai bun documentar de televiziune la secțiunea unde ne încadrăm și noi. Da, cum și cam ar fi atât. Să iau un premiu pentru cel mai bun montaj? Să fac un film și să iau premiul din tot ce am făcut în filmul ăla pentru cel mai bun montaj. Cred că m-aș... Bine, tot e ceva, e foarte bine, dar... Sau pentru cea mai bună imagine. Sau pentru cea mai bună imagine, da. Sună bine, nu? Sună bine, deși nu prea cred că pot să... Da, eu nu prea pot să le apreciez așa doar dintr-un singur punct de vedere. Da, ca imaginea a fost bună, dar parcă totuși nu mi-a plăcut altceva. Mă rog. Hai să dăm-mi stropitoarea aia, că mă duc să pun niște apă. Hai să-mi iau florile. Și să schimb eu apa de la flori. A, vrei și florile? Da. Scuză. O să... Și uite, o punem și pe asta. Pun-o în jumătate. O să luăm o scurtă pauză, un coffee break. Astăzi vorbim în engleză mai mult. Da. Subtitrare, vă rugăm. Erau niște străini pe stăzile municipiului. Niște ce? Niște străini. Știi cum a fost asta? Vorbeau o limbă pe care nu am reușit să o identific și păreau cât de cât derutați. Chiar am vrut să-i ajut și... Erau din Narnia. Am multe să vă povestesc. S-a întâmplat în această dimineață, chiar atunci din când Narnia. Am ieșit din scara blocului, undeva în zona de centru a municipiului, un grup... cum v-am spus, ușor dezorientat, niște străini care vorbeau o limbă neidentificată, mai ceva ca OZN-ul, probabil că nu știau cum să ajungă la curtea domnească. Și am zis că dacă tot i-am văzut că sunt așa bine, gata, haideți, luăm pauză și revenim la 11 trecute fix.
Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. B24 Travel vă trimite în Grecia la Hotel Costas 3 stele în stațiunea Olympic Beach la prețul de 90 de euro de persoană pentru sejur de 7 nopți. În preț este inclus transportul dus întors cu autocarul cu plecare din Ploiești și București. Olympic Beach reprezintă perla stațiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, situată la 75 de kilometri sud de Salonic și este dominată de legendarul Munte Olimp. De-a lungul plajei se află numeroase restaurante și taverne tradiționale cu preparate gustoase, la prețuri accesibile. Hotelul Costas se află în centrul stațiunii, la o distanță de 150 de metri față de plajă. Nu pierdeți oferta Last Minute din 20 mai 2016 la prețul special de 90 de euro. Mai multe detalii găsiți pe internet la b24travel.ro și la numărul de telefon 0344 807 007. B24 Travel. Oferte de nerefuzat. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion.
cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiectele săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuț, fii atunci, mă, stilou. Să poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim! Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră! Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă! Și nu e periculos? Deloc, draga mea! Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e să apuci să fugi până începe să țipe.
Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă credeți. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Iată că am revenit, dragi prieteni, a trecut ca fulgerul pauza de cafea, dar a fost suficient timp să vină tocmai de la Ninoasa la noi în platou, din nou în studiourile Columna, prietena noastră Cristina Ilie. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Zâmbesc pentru că din Târgoviște vin, dar toată lumea mă asimilează cu Ninoasa și nu-mi pare rău, îmi pare bine, pentru că eu de mică, de când mergeam acolo la manifestări, la evenimente, îmi doream să locuiesc în Ninoasa și iată că nu am ajuns să locuiesc acolo, dar deocamdată, cine știe. Da, nu se știe. Da. Dar mă bucur că ai făcut legături. Îl salutăm și pe Vlăduț pe această cale și îi transmitem în direct că săptămâna viitoare îl așteptăm la o discuție la cafea, pentru că are niște teme serioase pe care să le luăm în discuție. Azi am zis să avem o zi mai liniștită și să fim mai mult ca în alte perioade, cu gândul la tradiții, obiceiuri, fiind ultima săptămână din perioada sărbătorilor pascale, din perioada Postului Mare. Costin ne-a spus mai devreme despre câteva dintre obiceiurile păstrate din bătrâni. Ne bucurăm să te vedem iarăși îmbrăcată cu o frumoasă ie. Și spune-ne despre Iada, care și aceasta o poveste, cum au toate iile și fotele și toate produsele de porc popular produse, auzi? Toate obiectele de vestimentație populară pe care știm că tu le ai într-un muzeu al tău din comuna Dragomirești. De fiecare dată când am venit la voi sau când am participat la emisiune, am încercat să mă îmbrac așa în pie, în costum popular. Vorbeam și cu Raluca zilele trecute și o întrebam dacă să vin îmbrăcat în costum popular și mi-a spus că da, că așa te recunoaște lumea cel mai bine, în costum popular. Ea aceasta face parte din colecția mea de costume populare, este cusută de către bunica mea. Deci este chiar moștenire din familie. Da, dar nu este foarte veche. Este cusută în vremurile noastre. Acum câțiva ani mi-a realizat-o. Dar sigur că în colecție am și pâi și fote, costume populare foarte vechi, cu o vechime de peste 150 de ani. Dar pe acelea le port mai rar, pentru că se deteriorează foarte repede. Iar acum mama mea și cu tatăl meu, părinții mei, se ocupă de renovarea muzeului acolo la Dragomirești, în casa părintească, și majoritatea costumelor le am acolo, pentru că vrem să creăm un nou cadru frumos în care, de ce nu, să vă așteptăm să realizăm emisiuni frumoase. Da, am fost chiar și am realizat o ediție pentru Paște, în urmă cu 2 ani, când colegii noștri de atunci, prezentatorii emisiunii Cafeaua de 10, erau Cristina Obăgilă și Alexandru Ungureanu. Și chiar a fost o ediție foarte frumoasă, special dedicată sărbătorii pascale, în acel ambient tradițional românesc, din podul casei din Dragomirești. Și cu invitații, bineînțeles, pe măsură. Da, cu muzică, cu voie bună. Acum Facebook-ul ne amintește de fiecare moment al vieții. Nu putem uita nimic, oricum nu uitasem despre de acest eveniment și mă bucur că ați fost prezenți atunci. Deci, poate vor exista și... A, cu siguranță. Abia așteptăm să vedem inaugurarea de după lucrările, da, care se desfășoară în perioada aceasta.
E bine că va rămâne tot în pod. Da, tot acolo. Multă lume mă întreabă, ne întreabă pe mine și pe ai mei, de ce nu îl mutăm, de ce nu vrem să-l aducem undeva în Târgoviște sau... Dar ne gândim că acolo este acasă, așa cum se spune, pentru că de acolo sunt părinții mei, de acolo ne tragem și acolo considerăm că trebuie să rămână, dar nu se știe niciodată. Am dorit pe viitor, noi spunem muzeu, dar nu este declarat muzeu cu acte în regulă, am dorit să putem face și acest lucru, chiar să intre în rândul celorlalte muzee, să fie măcar un mini-muzeu. Chiar și așa, știu că ai primit destui vizitatori, da. Ba chiar și la Noaptea Muzeelor, da. Anul trecut, a fost deschis și la muzeul din, da, podul casei din Dragomirești. Da, și chiar am avut vizitatori mai mulți decât ne așteptam și... Foarte multe persoane ne sună să ne întrebe dacă este deschis, dacă pot vizita și cu programare, că din păcate nu stăm foarte mult pe acolo, toată lumea vine și vizitează, cei care își doresc. Mai sunt și dintre aceia care își doresc să doneze diverse obiecte muzeului? Mai sunt, în perioada aceasta mai puțin, pentru că oamenii au început să conștientizeze și mai mult importanța costumelor populare, a obiectelor de etnografie și folclor. Acum câțiva ani, multicei, când acum vreo 10 ani, când m-am apucat eu așa serios de strâns, de adunat costume populare, oamenii erau mai darnici sau nu știu exact cum să le spun. Nu valorificau foarte mult aceste... oricum le cam țineau aruncate, da, exact, prin casă și mulți se gândeau chiar să scape de ele. Și da, au zis, da, poate vrei tu, da, să, da, le folosești. Da, poate faci tu ceva cu ele. Acum, văzând cât de... valoroase, da, au devenit. Le pare rău sau încearcă așa să fie mai... să nu mai ofere chiar așa de multe. Dar, da, mai sunt și oameni care vor să mai doneze muzeului, decât să le țină acasă, în, știu eu, în aruncate, mai bine mi le oferă și acolo le sunt pot bine vedea oricând. Și mai ales, da, că ajung să fie expuse într-un muzeu, este și mai frumos. Păi noi îți dorim să fie acel muzeu declarat și Doamne să ajută. Fie un început pentru un, cine știe, un viitor muzeu al satului, chiar într-un sat, că peste tot mergem să vedem în București sau la Golești sau la Sibiu, muzeul satului. Cum ar fi să-l vedem la el acasă, adică chiar într-un sat. Așa este, Doamne ajută. În afară de asta, sigur că a rămas și un alt subiect de acție. Nu doar că îți plac obiectele de por popular și tot ce ție de zona aceasta etnografică, însă și folclorul are locul lui bine meritat. Sigur, folclorul a rămas prima pasiune pentru mine. De mică, de la vârsta de 6 ani, 7 ani, părinții mă duceau în emisiuni de folclor și aici în Târgoviște, dar și la televiziuni naționale, pe unde reușeau. Și așa am prins drag de folclor, de portul popular, am făcut și dansuri populare și toate m-au apropiat așa încet, încet de lumea aceasta artistică, de lumea folclorică. Cânt în continuare, astăzi o să vă cânt un pic mai puțin, dar o să vin într-o altă emisiune să cântăm și să petrecem așa cum ne stă nouă mai bine, însă fiind Vinerea Mare, am zis să ne rezumăm așa, la ceva mai liniștitor. Dar folclorul rămâne pe primul loc pentru mine. Am văzut tot în muzeul de acolo din Dragomirești foarte multe diplome pe care le-ai obținut la festivaluri la care ai mers chiar de mică. Ai reușit să le... câte ai, să le numeri pe toate? Reușisem acum câteva luni să le centralizez. Aveam în jur de 160 și ceva, dar nu le-am mai numărat. Între timp am mai primit. O să le număr acum cu reamenajarea muzeului și chiar vorbeam cu mama ieri despre cum să le așezăm, că le aveam în suport special pentru diplome, numai că sunt de vremea pe care o trăim, nu au nicio legătură cu tradiția și atunci am zis că renunțăm la acele suporturi și punem diplomele pur și simplu. Cine vrea să le vadă, le da, sigur, are ce e răspoi. Mai bine.
Da, aveți și o carte în care să semneze? Da, avem un caiet de oaspeți, o carte de oaspeți, da. Nu știu cum să-i spun, în care ați scris chiar și voi când ați venit acum 2 ani și când ați mai venit și de curând. Oamenii scriu acolo gânduri, aprecieri, ne bucurăm când vedem că suntem felicitați pentru ceea ce facem. Da, există și așa ceva, exact ca la un muzeu. Cum să nu? Chiar am văzut că în ultima perioadă, de fapt cam din vara trecută sau din toamnă, te-ai implicat în ceea ce înseamnă organizarea evenimentelor de altfel de răsunet din comuna Aninoasa, ce țin de zilele culturii, festivaluri folclorice și așa mai departe. Cum a fost experiența aceasta pentru tine? Domnul primar Constantin Maricescu mereu dorește să ne aibă alături pe mine și pe Vlăduț, iar pentru noi este o onoare. De fiecare dată ne implicăm cu tot dragul. Sunt experiențe frumoase pe care le trăiești de puține ori în viață, dar uite că ne-a fost dat să putem an de an să ne implicăm și să realizăm lucruri frumoase acolo. Mă bucur că pot fi alături de Aninoasa, de aninoșeni, chiar dacă eu sunt târgoviștean. Multă, multă lume crede că sunt de acolo, văzându-mă la toate evenimentele prezentă. Foarte mulți habar n-au, nu au nicio, cred că nu am nicio treabă cu Dragomirești, dar aceasta este legătura. Din Dragomirești sunt părinții mei, de acolo suntem, dar la Aninoasa realizăm foarte multe evenimente. Și la Dragomirești sunt invitată de fiecare dată când are loc vreun eveniment. Dar la Aninoasa mi-a fost dată ocazia să pot eu să-mi pun ideile în practică. Da, păi o să urmărim cu la fel de mare interes și evenimentele care vor urma. Știu că de curând ai avut o expoziție înaintea unui spectacol foarte important organizat de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, numai departe de Vinerea Florilor, deci vinerea trecută. Da, acum fix o săptămână. Cum a fost? La invitația doamnei Adriana Cucioreanu am amenajat în holul Casei Tineretului din Târgoviște o mică parte așa de tradiție cu costume populare pe care oamenii le-au admirat atunci când au intrat, înainte să intre la spectacol. Am luat-o cu mine și pe Mirela Neagu, fetița pe care o cunoașteți foarte bine, și ea părea chiar ca un manechin viu, pentru că stătea printre manechinele cu costume populare și atunci când oamenii intrau, rămâneau surprinși că este și un copil pe acolo. A fost o experiență frumoasă, ne-am simțit foarte bine și am fost chiar apreciați de cei care au sosit la eveniment. Și ăsta este și scopul până la urmă. Ce părere ai, Costin, de toate aceste lucruri? Foarte interesant. Uite, la tine, la Răcari, n-ar putea cineva să adune, să se ocupe de treaba aceasta și să adune ce mai păstrează localnicii din obiectele de etnografie și folclor? Nu, zona nu e foarte dezvoltată pe partea asta, ținând cont că e și aproape de București, și nu e mai modern așa. Dar, în schimb, mă gândeam cât ar fi de interesant dacă cineva s-ar apuca să adune obiectele care au aparținut lui Ion Ghica. De unde? De prin comună? Da. Adică din oraș, am vrut să spun. De pe la oameni, da. De prin poduri aruncate? Nici nu vreau să mă gândesc. Sunt în poduri, dar sunt sigur că sunt. Păi dacă sunt, probabil că ar fi destul de ușor de recunoscut, pentru că trebuie să aibă monograma. Nu? Da, o să elucidăm noi altă dată misterul acesta. Cred că o să mă apuc de chestia asta. Hai să ne reîntoarcem la sărbătorile pe care le așteptăm cu mult drag și gândindu-ne poate și la evenimentul de săptămâna trecută despre care ne-ai vorbit mai devreme, azi ne-ai pregătit ceva deosebit în materie de ce să ascultăm. O priceasnă, pentru tine, Doamne, se numește. Sigur că în biserică se cântă foarte lent, dar am reușit să o pun pe muzică, să îi facem și orchestrație. O am de ceva vreme, de câțiva ani, și mereu în preajma sărbătorii pascale o cânt cu mare drag. Am
cules-o, ca să zic așa, m-a ajutat să fac rost de versuri și de melodie doamna Aurelia Oprea, iar orchestrația a fost realizată de domnul Florin Corlăteanu și o să o cânt cu mare drag. Sper să vă placă. Nu, sigur o să ne placă. Am mai cântat-o aici la columna. Păi oricând te ascultăm cu mare drag, Cristina. O să te rugăm să mergi la fereastră, acolo unde avem noi zona destinată artiștilor care vin în emisiunea noastră, mă rog, acelor artiști care nu vin cu tablouri pe care acum să le punem pe pereți. Nu te-am trimis la fereastră, pe tine o să te trimit la colțul liniștit. Da. Păi să ascultăm muzica și să ne continuăm discuția după pauză, că văd că deja se apropie. Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Hai în vacanță la Nisipurile de Aur. Nisipurile de Aur este una dintre cele mai mari și mai cunoscute stațiuni de pe litoralul bulgăresc. Numele îi vine de la culoarea aurie a nisipului, foarte fin, potențat frumos de albastrul cerului și al mării. Este o stațiune veselă și primitoare, un loc unde te poți odihni, dar și distra foarte ușor. Cu 760 de euro beneficiezi de 5 nopți de cazare cu ultra all inclusiv la Hotel & Casino Astera de 4 stele pentru tine și partenerul tău. La doar 50 de metri de plaja din stațiunea Nisipurile de Aur, Astera Hotel & Spa oferă acces gratuit la piscinele sale interioare și în aer liber, precum și la centrul de fitness.
În Nisipurile de Aur veți putea găsi și numeroase distracții. Când vine seara, încep petrecerile. Pentru iubitorii jocurilor de noroc există cazinouri, iar pentru pasionații de dans există cluburi pe plajă sau în apropierea acesteia. Plajă, mare, soare, cel mai fin nisip. Toate acestea pentru tine și partenerul tău la prețul de 760 de euro. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața Unumai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Nu s-a întâmplat nimic, este totul sub control. Suntem doar la cafeaua de 10. Cristina, vreau să ne vorbești și despre... Ce-am zis? N-am înțeles nimic, dar vorbim așa. Vreau să ne vorbești despre ce se mai întâmplă cu piticii tăi de la grădiniță, că știu că ai o grupă, probabil că mulți dintre ei te și urmăresc acum. Da. Și vreau să ne povestești și despre activitatea aceasta de educatoare, educatoare. Educatori mai puțini. Piticii mei sunt bine. Abia aștept să-i revăd după vacanță, ei mă urmăresc, mereu când pun pe Facebook că o să apar undeva, părinții îmi dau semne că mă urmăresc, așadar și copiii pe lângă părinți, iar când merg, dacă apar în seara asta și mâine sau astăzi și mâine merg la grădiniță, îmi spun mai mult de jumătate, doamna, te-am văzut. Ei sunt cu doamna, nu poți să-i faci să zică domnișoara sau altceva, nu, doamna. Sunt foarte dragi, sunt mulți, 33 am înscris, dar... Nu vin pe fiecare zi chiar toți, însă sunt drăguți, sunt micuți și drăguți. Mamă, 33. Da, dar cum sunt cu minței? Sunt cu minței, da. Este al doilea an al meu acolo și am început să mă obișnuiesc. Bine, pe ei am pentru prima dată, primul an. Chiar dacă sunt grupă mare, anul trecut mi-a avut o altă colegă, dar ne-am obișnuit așa.
unii cu alții. Chiar le spuneam înainte de vacanță că mai avem foarte puțin și luăm vacanță și apoi nu o să ne mai vedem. Și au rămas așa, nu știau exact. Mi se pare și mie, așa cum li se pare și lor, că a trecut foarte repede anul acesta școlar și ei vor intra la școală, vor vedea cum e și la școală. Grădinița a fost cum a fost, dar la școală nu ne mai jucăm chiar așa cum ne jucam la grădiniță. Ei sunt bine. În fiecare zi realizăm diferite activități, învățăm prin joc, așa cum se face la grădiniță. Da, deci vei avea o nouă grupă de la toamnă, înțelegem. Da, da. O nouă grupă. Anul trecut am avut grupă mare, anul acesta tot grupă mare. Să vedem de la anul, poate iau grupă mică. Al câtelea an? Ar fi al doilea an de învățământ? Acesta este al doilea, se încheie al doilea an. În următorul an va fi al treilea, deci 2016-2017 al treilea an. Uite, chiar discutam numai departe de săptămâna trecută, l-am avut invitat pe domnul inspector școlar general Sorin Ion. Și vorbeam despre faptul că foarte mulți dascăli, educatori, profesori buni nu mai vor să meargă în mediul rural și caută mai adesea să vină să predea la școli și grădinițe din orașe. Ce a însemnat pentru tine? Ce înseamnă experiența aceasta de a le preda unor copilași dintr-o comună, practic? Nici n-am predat la oraș ca să pot să fac așa o diferență. Sigur, în liceu făceam practică și predam și în Târgoviște, dar mie îmi place acolo la Niculești, unde sunt eu, doar că distanța e foarte mare și sigur că mi-aș dori pe parcurs în anii viitori să vin cât mai aproape, nu neapărat în Târgoviște, măcar mai aproape de oraș, dar nu știu, copiii sunt cali, sunt cu minți, poate la oraș în general altfel sunt tratați dascălii sau nu știu, sigur că și pretențiile sunt un pic mai mari, cu toate că n-ar trebui să fie o diferență între mediul urban cu față de cel rural, dar mie îmi place, nu știu, poate atunci când voi preda și în oraș voi putea să fac așa o diferență, o paralelă. Eu mă gândesc cam cum sunt sărbările pe care le organizezi tu cu cei mici și cum îți pui tu în valoare și talentul artistic și cum probabil că ai observat și la unii dintre ei anumite aptitudini. Da, eu mai puțin am încercat să-mi arăt așa aptitudinile mele pentru că ei sunt importanți, cu toate că părinții copilor mă urmăresc la televizor și mereu mă întreabă, dar de ce nu cântați la sărbări, la activități, de ce nu vă puneți mai mult în valoare talentul? Și le răspund chiar așa, că ei sunt importanți, sigur că îi ajut pe ei și mă bucur să văd când unul dintre ei are așa mai mult aplomb, mai mult curaj de a cânta, de a dansa. Sărbările sunt minunate, ei sunt delicioși, sunt emotivi, sunt micuți și drăguți. Da, în plan muzical, ce proiecte mai ai? Aș dori, de mult îmi doresc să pot să realizez un album al meu cu melodiile mele. Până acum nu am foarte multe melodii proprii, dar doresc să mai realizez, deși asta poate fi o idee pentru viitor, să realizez mai multe melodii proprii. Eu am în repertoriu melodii și de la artiști consacrați, artiști care nu mai sunt printre noi. Dar așa ca planuri, nu știu, mi-ar plăcea să realizez un videoclip, muzical, cam asta, și albumul le-ar încununa pe toate. Oi, la partea de videoclip, Cristina, când te hotărăști, ne anunți, ne-ar plăcea să ne implicăm, bănuiesc că ai și idei, cam pe unde să filmezi, da, cum... În natură mi-ar plăcea, dar sigur că și în muzeu ar fi... Ce frumos era acum într-o livadă cu meri. Da, da, cu numai pomii floriți. Are el? Are livadă colegul nostru. Da? Da. Măi, avem niște colegi cu așa, cum să zic... Bogăție. Da. Și sufletească cu stare. Cu sufletul mare.
Da, interesant. Păi să sperăm că se va concretiza cât de curând și proiectul acesta cu videoclipul și că vei avea și un album al tău pe care să ai toate piesele. Poate de la vară, după ce o să iei vacanță, o să ai mai mult să timp mă ocup să, mai mult. Să te ocupi și de zona aceasta. Pe la Ninoasa mai pregătiți noi evenimente. Acum ce să mai așteptăm? Ce ar urma? Urmează, cred eu, de Ziua Tineretului, imediat după Paște, să realizăm câteva evenimente și artistice și culturale și sportive, de ce nu? Sportive avem chiar și în această seară, da, un meci la Ninoasa, da, în Vinerea Mare, e meciul, zi tu, Costin, că eu știu că... Un meci important? Vine echipa de pe primul loc din Liga a 3-a, vine la Ninoasa. Wow. Dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel, Pitești, echipa din Pitești. Deci, vine Pitește-te! La... vine la Ninoasa și... vor juca meciul pe care îl așteaptă mulți împătimiți ai sportului. Da, și noi o să fim acolo, cu siguranță o să transmitem meciul zilele acestea după Paște și o să vor putea vedea toți telespectatorii cam ce se poate întâmpla, iată, într-o comună unde se susține zona aceasta sportivă. Sportivă, da. Este o, cum să zic, un plus pentru Ninoasa că se află în Liga a 3-a, pentru că doar două echipe din județul Dâmbovița se află în această ligă, Ninoasa și Titu. Vezi, măcar atâta lucru să reținem și noi, cei care nu prea ne pricep. Da. Păi nici eu nu mă pricep, dar sunt pe lângă Vlăduț. Da, este atmosfera acolo, la meciuri se duc oamenii. Vin oamenii, vin nu numai din Ninoasa, și din Târgoviște, la meciuri așa mai importante, de mai mare anvergură, vin din tot județul să vadă echipele. Da, chiar se face atmosfera acolo. Știi cum este cu atmosfera? Ce? Mă strâmbă mai de mult. E atmosfera la meci, da, cam mult ozon, da, e atmosfera. Voiam să te mai întreb ceva, Cristina. Te-am văzut într-o fotografie cu doamnele PSD. Da, am fost invitată la o întâlnire a doamnelor social-democrate, a tinerelor mai mult, la o dezbatere și am mers cu mare drag. Sigur că acum am fost la PSD, dar dacă mă invitești de la alt partid, probabil că voi fi acolo. Acolo am fost invitată, acolo am mers. Nu sunt legată de un partid anume, pentru că toți suntem în precampanie și mai putem încă vorbi despre aceste lucruri. Am mers, am discutat, am povestit despre carieră versus familie. Sigur, iar doamnele, în adevăratul sens al cuvântului, ne-au povestit așa din poveștile lor de viață, iar noi, cele mai mici, am povestit mai mult așa despre începuturile noastre și dumnealor ne-au dat sfaturi despre cum putem evita conflictele între aceste două părți, carieră și familie, pentru că la un moment dat pot exista. Și concluzia care ar fi fost? E posibil să le împaci pe cele două. Pe echilibrăm cumva, nu știu, să ne putem ocupa în aceeași măsură și de carieră și de familie. De preferat, cred eu că este cariera să înceapă de la o vârstă mai mică, mai fragedă, pentru că apoi când intervine familia, când intervin copiii și alte probleme, lucrurile în carieră să fie deja puse pe un făgaș normal, să fie deja la locul lor, da. Zic și eu. Și iarăși, pentru că facem ca un scurt bilanț de când nu ne-am mai văzut noi la emisiune și ce n-am mai povestit celor de acasă, am stat la un moment dat cu inima cât un purice, uitându-mă pe un post național de televiziune să văd ce vor face acolo Cristina și prietenii, de fapt familia. Cum da. A fost experiența aceasta? A fost foarte frumoasă, interesantă. Cei care m-au întrebat le-am recomandat din toată inima să meargă, pentru că în primul rând te distrezi și în al doilea rând poate mai și câștigi ceva. Noi am mers în primul rând pentru a vedea cum e, pentru distracție. A fost o experiență minunată. Eu am venit cu ideea, am trimis un mail
la emisiune, am fost cu sora mea, soțul ei și Vlăduț, dar și cu mama, pentru că ne trebuia și o rezervă, chiar dacă 4 persoane au fost implicate în joc. Cumnatul meu și Vlăduț nu au vrut la început, au zis că nu, cum să apară ei pe post național, cum să meargă ei la emisiune, nici nu știau foarte bine despre ce e vorba, pentru că nu urmăreau. Eu și sora mea ne uitam în fiecare zi la emisiune, dar chiar și așa cu răspunsul lor nu, categoric nu, eu am trimis mail, iar apoi când ne-au sunat și ne-au chemat, n-au mai avut ce să zică și ce să și facă. Dus. Și au mers și acum bineînțeles că le pare bine. Mai ales că ați câștigat și premiul cel mare. Da, am câștigat o mașină, nu știu ce a fost. Un Renault Captur. Așa, să nu-i facem reclamă, da. Mă rog. De ce, mă, că e fabricată. Deci iată România, o reușită, nu? Și nu a fost ceva, cum să zic, faptul că ai mers tu acolo chiar ne dă încredere tuturor în ideea că nu este totul regizat, aranjat și cumva măsulit. Ei chiar au fost de bună credință, da, și așa totul este a decurs totul. Pe bune, așa cum se spune, totul este serios. După apariția noastră am văzut că mai mulți târgovișteni, dâmbovițeni au mers, iar finala am jucat-o chiar cu niște dâmbovițeni. Finala, pentru că 5 ediții trebuia să parcurgi ca să câștigi premiul cel mare. Nici noi nu știam că o să ne întâlnim acolo. Emisiunile s-au filmat cu aproape 2 luni înainte, deci nu aveam de unde să știm. Ne-am întâlnit. Dar nici nu a zis nimic. Nu, până când nu au fost difuzate emisiunile. Să mergem și noi. Păi nu ne dăm noi aici concursul în fiecare zi. N-am avut voie să spunem nimănui până nu s-a difuzat. La începutul anului, chiar în ianuarie, pe 4 ianuarie a fost difuzată prima emisiune și timp de o săptămână, 5 ediții, am fost pe ecran. Am avut noroc, că altfel nu știu cum să-l numesc, inspirație, pentru că acolo este un joc pur și simplu, de asta vorbeam și despre distracție. Trebuie să fii pe fază și să dai răspunsuri la întrebări, răspunsurile la întrebări la care, nu știu, se gândesc românii, nu neapărat corecte sau incorrecte. Sunt răspunsuri... Interesant. Da. Nu mai avem mult din discuția noastră de astăzi. Vestește-ne ce vei face de sărbători acum. O să pleci undeva, o să plecați undeva? Cum petreceți? De Paște, de Crăciun, ne place mai mult să stăm acasă, în familie, măcar în prima zi, să petrecem așa într-un mediu mai restrâns, dar așa vom face și anul acesta de Paște. Vom sta în familie, vom respecta tradițiile, vom ciocni ouă. Sigur, vom merge la biserică și celelalte obiceiuri care se fac de Paște, iar în a doua sau a treia zi probabil vom merge să ne plimbăm pe undeva, la munte, n-am stabilit nimic. Ați fost într-o plimbare de curând, la Curtea de Argeș. La Curtea de Argeș și la Barajul Vidraru. Cum a fost? Și la Pitești, la Sinfonia Lalelelor. A fost foarte frumos. A fost excursia realizată la inițiativa organizației de tineret PSD Aninoasa. Vlăduț a venit cu ideile. A fost foarte frumos. Au beneficiat de această excursie 50 de tineri din comună. Ne-am distrat. Da, și am văzut. Îți dai seama, 50 de tineri, da, în autocar. Și ați vizitat locuri, da, foarte frumoase, cu încărcătură istorică și pe care orice român trebuie să le vadă. Așa e. Ăsta a fost și scopul, să și învățăm ceva din această plimbare, nu numai să ne distrăm. Am vizitat, ne-am fotografiat, a fost chiar frumos. Slujba de înviere, ați decis unde veți merge, noaptea de înviere? La Aninoasa, la biserica din Aninoasa. Acolo vom merge. Eu, fiind din Târgoviște, până acum mergeam la Biserica Sârbilor, dar acum cred că o să merg la Aninoasa. Este primul an în care îmi doresc să merg acolo. A, până acum n-ai mai fost? Până acum nu, de înviere nu. Dar am înțeles că este foarte frumos și foarte mulți târgovișteni merg și la Mănăstirea din Aninoasa și la Biserica din Aninoasa și la Mănăstirea Viforâta, la Dealul. Pentru că, într-adevăr, la Mănăstirea. Chiar au cu ce se mândri acolo la Aninoasa. Da, la Mănăstirea Dealul, țin minte că încă de pe vremea când eram eu în liceu, se organizau plecări din oraș și imaginați-vă din celălalt capăt al orașului să mergi pe jos până la mănăstire sus, în noaptea de înviere. Da, dus, întors.
Foarte mulți tineri alegeau să petreacă în felul acesta noaptea de înviere. Am făcut și noi la un moment dat, acum un an, cred, de ziua tineretului, de 1 iunie, o drumeție de la Ninoasa până la Mănăstirea Dealului și înapoi pe jos. Greu a fost, dar pentru că în zilele noastre te urci mașină și nu mai ții cont de altceva, dar am făcut puțină mișcare și e chiar frumos. Da, păi, Cristina are un fel de a vorbi și are o voce atât de calmă și atât de blândă și ți induce o stare de relaxare încât noi suntem așa, ce frumos, Aninoasa, obiceiuri, înviere, dragilor, cât o să ne luăm rămas bun. Este și Vinerea Mare, vă lăsăm să vă ocupați de celelalte treburi pe care le mai aveți acum pe ultima sută de metri. Cristina, dacă ar fi să adresezi un mesaj celor dragi, sigur, acum, ce le-ai spune? Un Paște fericit tuturor. Mă bucur că am fost la voi în emisiune într-o zi cu atâta însemnătate pentru noi toți românii. Sărbători fericite, să ne revedem cu bine. Numai bine tuturor și multă, multă sănătate, pentru că avem nevoie de ea. Paște fericit! Da, ne transmitem și noi mesajelor de acasă. Păi, primul mesaj este să urmărească programele Columna TV, mai ales în perioada aceasta, când au mai mult timp liber și tot stau acasă cu ochii la televizor. Crezi? Da, la noi vor vedea programe interesante. În seara aceasta încă mai avem program de știri cu ultimele informații. Avem și mesajul din partea înalt preasfinției sale, Arhiepiscopul Târgoviștei, care, conform tradiției, este difuzat în perioada aceasta. Pentru zilele de după post avem, bineînțeles, un program de divertisment folcloric pe care, zic eu, să nu-l ratați. Au muncit colegii de zor la realizarea acelor materiale și, sigur, avem și 3 ediții speciale Banca de Talente, duminică, luni și marți. Cu noi, dragilor, o să... O să ce? Păi nu pot să spun că ne vom revedea, că noi nu-i vedem pe ei. Ba da. O să vă dăm întâlnire miercuri după Paște, când o să mai avem câteva zile de respiro până la debutul campaniei electorale și de atunci să ne ținem bine. Noroc cu stropitoarea asta. Când începe campania? Vineri. Deci avem 2 zile în care putem să mai facem mișto, adică. Și uite, poți și tu, Costin, să faci o urare celor dragi. Nu sunt în campanie. Da, vreau să le urez liniște și să fie mai calm, că ne-am săturat de atâta agitație și nervi și supărare și stres. Oricum toate trec, așa că să fim liniștiți că totul va fi bine. Paște fericit și noi ne vedem miercuri începând cu ora 10, așa să nu uit. Puteți să urmăriți emisiunea începând cu ora 1 noaptea în reluare sau pe site-ul nostru www.colunatv.ro. Să aveți un Paște fericit. Ne vedem miercuri începând cu ora 10. Sărbători cu bine!